Bună seara tuturor! Revin cu câteva informații noi legate de ultimele evenimente din Casa Iubirii. În primul rând, au apărut niște printuri lansate de probabil o fost admina a Nonei și a lui Patrick din perioada în care erau amândoi în casă. Respectivele printuri prezint o discuție între persoana respectivă și Patrick din perioada în care Patrick rămăsese singur în casă după descalificarea Nonei. Patrick îi răspunde acesteia spunându-i că totul este business, că este un job, că el produce bani pentru postul de televiziune și aceștia nu-și permit să-l arunce atâta timp cât produce. Astfel că că nu pleacă din emisiune, dar că este dispus să și acasă ca să stea noaptea împreună cu Nona. Cred că nu ar fi fost nimic extraordinar, se știe că orice emisiune este o afacere pentru orice post de televiziune comercial, dar surprind afirmația că să-și ia casă împreună unde să stea noaptea. Dacă printurile respective sunt reale și nu mă îndoiesc de asta din moment ce există o persoană care și le-a asumat, asta arată că pentru Patrick a încălcat regulamentul locuind cu altcineva împreună în timp ce este în emisiune, este floare la ureche și cred că asta este încă o dovadă că și Bianca ar putea fi împreună dinaintea intrării ei în casă. Totodată se pare că și nu a intervenit în online, punând că ar avea dovezi pe care le va transmite după ce revine din vacanță. Momentan ne dorim să strice vacanța în care se află. Din păcate, nu prea văd ce dovadă ar fi viabilă în ochii lor, pentru că pentru orice se va găsi o explicație. Chiar și goi dacă apar într-un pat, sunt în stare să spună că de fapt este o reclamă la nu știu ce sau că a fost o joacă pentru că cel care i-a filmat ar fi fost fosta ei cunoaștere. Că în rest, explicații pentru orice altfel de poze ar fi fi simple pentru ei, deoarece s-au asigurat dinainte când au spus că s-au mai văzut de câteva ori în afara casei. Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc un weekend minunat!